Iese fum de la Chiajna. Ceva arde acolo, periculos. Mergem să inspectăm. Că de asta suntem inspect. Ce e acolo? Poate să fie de la 20 de km. Nu cred. Dar noi pe bicicletă putem face și 20 de km, nu? Poluare toată ziua, de weekend. Ar trebui neapărat să se intereseze autoritățile, garda de mediu. Ce arde acolo atât de des, dens, intens și toxic. E departe de București. Trecem de Dragomirești, Vale. Au trecut și pompierii pe lângă noi. Noi ne-am sesizat înaintea lor, dar ei au o viteză mai mare. Probabil a dat cineva foc la Miriște. Sper să iau un dosar penal. Acum încearcă să dreagă busuiocul cu tractorul. Încearcă să localizeze focul. Că se ducea spre casă. Vine pompierul cu mătura să-l oprească. Și poliția e pe loc. Bravo, bravo. Dar tractorul nu se bagă peste foc, încearcă să oprească. Păi cum se bage peste foc, băi? Peste foc? Da. Da, el cu motorină, cu benzină, cu ulei. Îl trimite și polițistul tot pe margine. Nu, las că opresc pompierii. Mai dai puțin și pe aici, aha, zice și pompierul. Bine, înseamnă că așa trebuie. S-a alertat toată lumea de aici. Că le vine fumul peste casă și s-au speriat să nu le vină și focul. Și face un tâmpit, o idioată care dă foc la Miriște, ca să scape de paie. A? Să fac un pic de economie. Acum un dosar penal i-ar prinde bine, o amendă babană. Și-ar ști altădată. Nu-l bateți, că-i câine bun. Nu știți cine a dat foc? Păi ăia cu Miriștile, că noi nu. Probabil, da. Noi e normal și sigur. Acum să mă scaut, poliția trebuie că cum a fost omul ăla. Poliția nu-i pe aici, să-i găsați. Deci e la stradă, pe aici. Și fumul ăsta e toxic. Că e vara. E cald. Asta este de la București.
Cam asta e situația. Nu mai dați foc la vegetație. E ilegal, periculos și nesănătos. Patrula verde pe două roți a identificat un dezastru ecologic și putea să fie și umanitar dacă lua foc satul. Deocamdată pericolul încă persistă. Da, dacă continuă să ardă păduricea asta de lângă casele de locuit, e posibil să se extindă și la case. Dar bine, sunt deja vreo 4 echipaje de poliție aici. Sperăm că o să localizeze focul. Dar uite cum unii e responsabil. A dat foc miriștii ca să scape de pai și era să aprindă satul și pădurea. Să nu mai faceți așa, că e periculos, penal și nesănătos. Și pentru oameni, și pentru animale, și pentru flora. Iată, se aude pocnind în păduri. Pe aici trebuie să vină pompierii, că altfel o să scape focul și o să intre spre case. Uitați-vă cum a ars tot. Nu mai faceți așa ceva. Da, pocnește puternic. Focul e în păduri. Și se extinde repede că bate vântul în direcția aia. Și alimentează para cu oxigen. Aici, la câțiva metri după pădurice, asta e satul. Sunt case de locuit. Probabil fac parte din Dragomirești, din comuna Dragomirești. Vale sau deal, nu știu unde exact primărie. Ia uitați, va arde acolo. Penal și irresponsabil. Să nu faceți așa ceva. Pompierii au venit, dar nu au apă. Doar cu mâna, cu mături, cu ceva să intervină, dar în pădure e greu de operat cu mături. Nu prea ai loc, văd că acolo lovesc unii. Sunt și localnici, sunt și pompieri. Localnici își apără casele. Ce i-ar spune oare tembelului care a dat foc la miriște? Aici gata, ai oprit? Ups. Măciș. Gata, a intrat. A intrat și mașina. Vine furtună. Să ajut și eu dacă e necesar. Cât apa ai? Au tras brazdă, dar tot a trecut focul. Și brazda e tras acum. Când trebuia tras imediat după ce a trecut combainul. Să sperăm că de data asta e fără victime umane. Dar flora și fauna
A avut de suferit, cert. Și bugetul public. Nu mai dați foc la mireste. Că se poate întâmpla mai grav decât atât. Localnicii cu cățeluș. Și alți localnici cu câinele mare. Au venit să inspecteze. Altădată aveți grijă și vegheați.